Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Din nou ne poziționăm dificil într-o aventură din care să vedem, va trebui să ieșim cumva cu soluții scripturale, între scriptură și ziare. Ziarele sunt inflamate în ultima vreme, suntem bombardați cu tot felul de știri despre justiția românească. Este drept și se cuvine, credincioși fiind, să abordăm un asemenea subiect? Trebuie să ne intereseze ce se întâmplă în tribunale? Avem oare vreo bucurie perversă, oare cumva o bucurie stricată în momentul când vedem pe cineva cu cătușe de mâini? Suntem satisfăcuți că s-a făcut justiție omenească? Știm cu toții că justiția omenească poate fi câteodată inexactă, poate fi discutabilă. Știm de asemenea din Scripturi că avem un judecător mare, judecătorul divin, care este Dumnezeu. Cum vom aborda acest subiect? Eu îmi declar incompetența vis-a-vis de aceste subiecte, de aceea am chemat lângă mine un expert. Așa cum v-am spus și în alte emisiuni, dorim să ne slujim de trupul lui Hristos. Trupul lui Hristos are diverse mădulare care sunt specializate prin experiență și expertiză în diferite domenii. N-ar fi păcat ca în numele unei democrații evanghelice prost înțelese, în care toți suntem egali, suntem toți slujitorii tuturor, să eliminăm centrifugându-ne experții spre zone marginale ale bisericii, fără să ne intereseze că în biserica și în trupul lui Hristos sunt oameni cu adevărat competenți, care ne pot vorbi despre subiecte dificile, delicate, o aventură a gândului pentru majoritatea dintre noi. L-am invitat de această dată, alături de mine, pe atunci, în 1991, cel mai tânăr procuror din România. Un om care a demonstrat de-a lungul anilor, vreme de 20 ceva de ani de carieră, că este competent în două domenii, nu numai unul, și în domeniul justiției și în domeniul politicii. În urmă cu câțiva ani, Dumnezeu l-a cercetat și a dăruit viața Domnului, este membru în Biserica Emanuel din Oradea, este de asemenea profesor asociat la Universitatea Emanuel. L-am invitat pe Dacian Paladi alături de mine pentru a ne spune câteva cuvinte despre el. Mai întâi îl invit să se prezinte și apoi vom interacționa prin câteva întrebări în jurul acestui subiect extrem, extrem de delicat pentru mine, nu mi este apropiat de suflet și anume justiția, dar știu că trebuie să mă uit în ziare, spălat fiind în mintea mea de apa scripturilor. Bine ai venit, Dacian Paladi, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Am petrecut pe drum în părtășie împreună și este o reală plăcere să mă bucur de prezența ta și de darurile pe care Dumnezeu le-a dat în tine. Mulțumesc pentru invitație, frate Marius. Har și binecuvântare pentru toți telespectatorii postului Credo TV. Am venit cu mare drag, acceptând provocarea de a vorbi de un subiect care să nu crezi că pentru mine este mai ușor și mai simplu, justiția. Și asta chiar dacă în traseul vieții mele de până acum, desigur neîntâmplător, am avut de-a face în diverse ipostaze cu mecanismele justiției. Justiția, chiar și pentru mine, cu 20 ceva de ani de vechime, rămâne un subiect la fel de sensibil și dificil, după care, deși în același timp este bine de știut că să tot fie acum vreo 11 ani, nu mai am ipostaza unui participant activ la mecanism, ci a unui participant colateral, dacă vrei, dar nu mai puțin informat și nu mai puțin curios, atâta timp cât activitatea dominantă acum este consultanța în management și în marketing și ca atare, legea este o prezență și în amontele și în avalul actelor și operațiunilor de comerț. Spune-ne câte ceva despre cariera ta juridică mai întâi, cum ai intrat în justiție, succes, dezamăgire, lucrurile care te-au făcut să ieși la un moment dat din a fi un actor principal, procuror sau avocat în procesul de justiție și traiectoria de după acest eveniment, după ce ai încheiat cu justiția. Povestea ar fi foarte condimentată și sigur spațiul dedicat emisiunii n-ar fi suficient pentru că ea începe din copilăria mea, am să mă explic imediat, dar în același timp suficient de tumultoasă
ca în 25 de minute sau mai mult dedicate emisiunii să vă pot spune câteva crâmpeie, sper eu, interesante sau relevante pentru strădania noastră de a pricepe relația, poziția și rolul justiției în viața de credință și în societate. Spun că trebuie să încep din copilărie pentru că la propriu am crescut în, dacă vrei așa, în curtea justiției, în localitatea de unde sunt eu, de origine, din Beiuș. Casa noastră este și casa bătrânească este peste drum de judecătorie. Iar mama de la 18 ani până la vârsta pensionării a fost dactilograf și grefier în acea instituție și atunci și acum judecătoria avea o curte foarte generoasă care răsuna de jocurile noastre a copiilor care ne-am găsit acolo tot locul nostru de distracție. Ca atare, pentru mine ziua de marți era ziua arestaților și eram pe fază să vedem când vine Duba și cine mai este, da. Cine mai este, da, așa. După cum scandalurile, discuțiile, comportamentul și vorba mai mult sau mai puțin reverențioasă între justițiabili era la ordinea zilei pentru că ieșau din sele de judecată și declanșau discuțiile, dezbatele, conflictele sau chiar scandalurile așa, până la două străzi distanță împrejur. Deci oarecum am crescut cu ambientul respectiv. Acum să spun dacă mi-a devenit familial. Da, pentru că mama era într-unul dintre birou, ori un oraș mic, o colectivitate mică, știam pe toți și pe judecători, le puteam vedea comportamentul, le puteam vedea perspectivele, știam și povestile de subteran, dincolo de scaunele și de mesele impozante. După cum în același timp a intrat într-o sală de judecată, eu știu să fie având 10, 11, 12 ani, era la fel de natural ca și cum aș duce să-mi cumpăr ceva într-un magazin din apropiere. A contat și chestia asta. Și desigur a contat mai apoi și în alegerile traseului de pregătire pe domeniu. Acum, mai puțin decât s-ar crede, în ciuda performanței, la 21 de ani, după cum am să vă spun, am ajuns să fiu cel mai tânăr procuror din țară. La drept am ajuns totuși datorită unei chimii, datorită vechiului regim care stabilea că pentru a putea reuși la facultatea de drept trebuie să te pregătești din economie politică și filozofie. Și așa am și făcut și eu, m-am supus disciplinei, o concurență teribilă, 27 și ceva de candidați pe un loc. Aici la Cluj am dat examenul, în 1987 se întâmpla chestia asta, iar condimentul aparte a pregătirii mele, dincolo de disciplina și autodisciplina care atunci presupunea a 11-a și a 12-a, cu speranța să ai vreo șansă să intri, la mine a fost filozofia. A cântărit mult, am fost și olimpic național la filozofie, suprapusă pe perioada adolescenței, cu toate transformările, cu toate frământările, pe structura mea curioasă, nu? Filozofia, dragoste de înțelepciune și așa mai departe. De fapt, dacă îmi dai voie să întrerup, această preocupare pentru filozofie a rămas permanent în viața ta și asta ți-a declanșat și frământările care te-au condus mai târziu la credință. Și tot datorită filozofiei am pus prima dată una pe scriptură. Exact. Bunica din partea mamei mi-a dăruit, nu mai țin minte exact contextul ce și cum, mi-a dorit o Biblie cu coperți verzi, care acum, după 20 ceva de ani, am înțeles că au venit pe niște filiere subterane din Suedia, frații și sorurile știau, aveau referințele astea, nu, habar n-aveam atunci. Bunica era o greco-catolică practicantă underground și la suprafață ortodox, cum bine știți că era standardul așa. Mi-a dat scriptura, în mod sigur a avut vreo legătură cu reflexiile mele filozofice, eram pasionat de axiologie, de gnoseologie, teoria cunoașterii, 17 ani, vă dați seama, așa strădania de a pricepe. Și chiar și acum mai am nu doar Biblia, ci am și însemnările, notițele pe care numai Domnul știe. Da, acum pricep, atunci nu pricepeam. Erau primele semințe ale credinței puse de Domnul în inima mea. Da, și mulțumesc că a avut atâta îndurare cu mine până să-l pot declara ca domn al vieții mele. Și-am dat la drept, spuneam că sunt mult. Și-am dat la drept, am fost admis, am făcut armata și în 1988, aici la Cluj, am început să studiez primul an pentru facultatea de drept. Eram mânat ca și orice tânăr de curiozitate. Aș fi necinstit să spun că eram îndrăgostit de drept. Aveam doar aceste reprezentări, dacă vreți, eu știu, așa, romantice ale dreptului. S-a potrivit totuși pe structura mea plecată spre om, spre cunoaștere, spre societate și ingredientul principal a fost curiozitatea, să pricep cum funcționează societatea, care sunt mecanismele noastre interioare. Și am avut parte la Cluj de o perioadă frumoasă, deși s-a desfășurat 88-89, anul primul an și jumătate din al doilea an și după aceea 89
ca să zic, în noile condiții sociopolitice. Am fost mânat de curiozitate, am avut parte de o școală sănătoasă, exigentă, dar total inadaptată pentru ceea ce urmea să vină și nu o spun la nivelul de reproș, oarecum chiar și cu o doză de tristețe, oricât de ciudat ar părea acum. Noi eram generațiile care munceam și era o relație destul de sănătoasă și firească între strădanie și rezultat. Nu știam ce înseamnă pile, nu știam ce înseamnă relații, habar n-aveau clujenii cine-i Paladii sau nici nu conta în cine de număr. Uh-huh. Te străduai, munceai și aveai parte de o evaluare cât de cât onestă. Vedeți fațete ale vremurilor, apropo de... Sigur. Te-ai format, ai practicat câțiva ani, ai fost unul dintre actorii din sala de judecată, de tribunal. Apoi a urmat distanțarea de lumea justiției, ai căpătat o oarecare distanță, ai devenit consultant. Da. Cum se vede acum, din perspectiva ta, justiția din România doar prin ochii fostului actor din sala de judecată? Și apoi te voi întreba, a doua parte a întrebării, cum se vede prin ochii unui creștin cunoscător al fenomenului justiția din România? Tot ceea ce vedem, tot ceea ce ne înconjoară este atât de bulversant, de iuritor. O să fac un salt brutal în timp ca să reușesc să-ți răspund întrebării, fixând punctul la 21 de ani când am absolvit facultatea de drept și fără să mai avem repartiție, am fost și am acceptat în cele din urmă, selecționat de Procuratura Generală, cum era vremea respectivă, pentru a ocupa o poziție de procuror la Procuratura Locală la Oradea. Și iată-mă la 21 de ani, la 3 săptămâni după ce am dedus în examen de licență, mutat la Oradea și plasat într-un inedit tablou. Adică, atâta vreme cât am fost procuror, aproape un an de zile, am locuit în camera de oaspeți a procuraturii Oradea și mâncam cele 3 mese ale zilei în penitenciarul Oradea, care era la 2 uși distanță de poarta principală, ca și acum de altfel, a instituției. Ei bine, acest tablou a făcut ca într-un an de zile experiențele mele să fie foarte condensate. De ce? Pentru că eram tânăr și pentru că și atunci ca și acum era instituția procurorului de serviciu. Cel care stă de veche, că dacă apar cumva după ore de serviciu și tot felul de incidente, să fac acte și proceduri. Și cum erau cel mai tânăr și fără obligații, colegii spuneau, măi, tu tot ești aici. Dacă lucrurile o iau razna, mă sun și vin. Dar dacă ești aici, ți-e mai la îndemână. Și desigur, acceptam cu mare drag, curios fiind, pe de-o parte. Iar pe de altă parte, pentru că de 3 ori pe zi, cel puțin de 3 ori pe zi, întâlneam 1, 2, 3 dintre cei pe care mai ieri îi arestasem sau la vremea respectivă procuror avea posibilitatea să dea mandat de arestare până la maxim 30 de zile, lipsea controlul instanței de judecate. Ei bine, au trecut ani fără îndoială. Acum ce să spun, uitându-mă înapoi, zic câteva lucruri care vreau să cred că aduc după sine încărcătura sănătoasă a vieții, atât ca și om cât și ca și creștin. Nu cred că este potrivit și înțelept să poți accede la poziția de magistrat la vârste atât de fragede. Și nu spun asta pentru că la vremea respectivă aveam inima bolnavă sau rea sau vreau nu știu ce să-i dimăsă. Eram pur și simplu tânăr, curios, dornic, dar fără îndoială, dacă justiția înseamnă doar lege, poți să ai serioase dubii. Justiția înseamnă minte, înseamnă înțelepciune, înseamnă chibzuință, înseamnă echilibru, înseamnă smerenie și umilință și numai la faptul că trebuie să accepți de cele mai multe ori, dacă nu întotdeauna, că nu vei putea să ai o reprezentare exactă, absolută și totală asupra realității. Nu ai cum, nu ai cum dacă ești onest cu tine însuși. Sigur, sunt situații de evidență, sunt probe care sunt foarte puternice, sunt probe care se verifică cu tot felul de instrumente și metode, dar acest lucru nu coincide cu acest control absolut asupra realității și da, iată de ce actul de justiție, dincolo de partea de reglementare, de literă ca atare, există și partea subiectivă, păi așa, știi cum se spune, în litera și spiritul legii. De spiritul, sigur, e folosit cu această, eu știu, dacă vezi cu această nuanță de înțelesuri nevăzute. Contează foarte mult din acest punct de vedere matricea după care sunt formate școlile de drept. Iar matricele după care sunt formate școlile de drept în România de multă vreme sunt cele europene, în cazul nostru franceze, iar acum într-un mixt. Adică știi cum se spun, în România de cele mai multe ori legea venea după realitate. Există două sisteme mari în lume, sistemul common law care plasează relația legii și a reglementării cu realitatea într-un anumit fel și există sistemul, hai să zic, european în care
se reglementează abundent, fizic, fizic, acte normative, instrucțiuni, legi, hotărâri și așa mai departe, fiind sigur că vor fi aspecte ale realității care nu pot fi cuprinse de lege. Intrăm deja în elemente de filozofie a dreptului, dar numai puțin importante, pentru că iată, așa ajungem să ai o speță care în Bihor să judecă într-un fel, în Cluj să judecă în alt fel și în Bacău să judecă în alt fel. Știi? Deci sunt două perspective. Fie pornești de la o lege de plin acceptată peste tot, universală, pornind de la principii. Așa. Și reglementezi cazuistica, sau da, pornești după cazuistică să-ți faci lege când mai apare un caz nou, mai faci o lege nouă. Asta crezi că sunt cele două, din câte am înțeles, cele două direcții din care poți veni? Fac echivalența cu teologia. Sunt două tipuri de a face teologie. Da. Teologii de sus, pornind de la preceptele, principiile Dumnezeu din revelație, sau poți să faci teologie de jos, întâlnindu-te cu viața, îți croșetezi pentru tine, după chipul și asemănarea și măsura ta, o teologie care să servească cazuisticii, circumstanțelor, instanțelor de viață. Ceva de genul ăsta și cu dreptul, dar cu următoarele specificități. Sistemul common law își plasează, pe exemplu, plasează economic înaintea dreptului. Am înțeles. Spune în felul următor, nu avem cum să reglementăm toată realitatea, nu avem cum să cuprindem toată realitatea, motiv pentru care principiile și cazuistica devin izvor de drept. Și pot fi luate în calcul, așa cum vedeți la televizor, invoc cazul Ionescu contra statului. Precedentele. Da, precedentele. În sistemul european, ca să zicem așa, nu, aici zice, noi reglementăm. Și de aici apare abundența de acte normative, motiv pentru care chiar și acum în România, dacă ești un profesionist, prima perspectivă atunci când este vorba să te întrebi ce spune legea, este să te asiguri că ești la zi cu reglementarea. Noi vorbim acum. Motiv pentru care dacă să-ți dau un răspuns, scrie să spun, acest răspuns este valabil urmarea legislației în vigoare astăzi, la de ora. Că s-ar putea peste două ore să apară un act normativ și să nu mai fi valid reglementarea respectivă. Da, sau să apară o instrucțiune și o normă pe care o găsesc la 6 luni, pentru că partea de transparență și publicitate lipsește sau este mascată intenționat. Ei, și atunci mă întorc celălalt sistem, vin și spune nu, legea în litera ei capătă forță și în felul ăsta ajunge să se facă un fel de justiție normativă, dacă vreți, mecanică oarecum. Încă, ce zice legea? Poc, poc, poc. A, nu, așa zice, poc. O uita legea, uităm și noi. Avem și noi principii, este adevărat, dar activarea acelor principii presupune o personalitate matură a celui care administrează justiția, a magistratului. Presupune curaj. Presupune să, din punctul meu de vedere, aceasta este litera, dar cred că legiuitorul sau consider că legiuitorul. Atribute care, cum să spun, sunt puțin atipice pentru praxisul european și pentru praxisul estic european deocamdată. Din perspectiva de viață, deja am înțeles un lucru. N-ai mai recomanda ca un tânăr la 21 de ani să aibă acces la instrumentele și la tipul acela de putere, eventual fără să fie ucenicit, fără să fie prins, încapsulat în niște sisteme care să miște, călăuzit, coordonat de un mentor. Deci n-ai mai recomanda ca să înceapă cineva o carieră atât de tânăr, fără experiență de viață. Privește acum la 20 și ceva de ani de la acele evenimente, din cu totul alte perspective, cu altă experiență de viață, cu experiența convertirii, credincios fiind. Cum vezi acum ce se întâmplă având aceste distanțe? Ieșit fiind din sistemul de justiție, creștin, experimentat, având familie, copii, având experiența atâtor întâlniri cu destine diferite, destine pe care le-ai schimbat într-un fel sau altul? Părțile răspunsului meu este posibil să ți se pară ție și telespectatorilor surprinzătoare. Și asta pentru că, sigur, în tot tabloul pe care l-ai deschis, aduc și partea de experiență și de actualitate, având și, dacă vrei, perspectiva cadrului didactic. Din 1992 am predat la facultăți de drept, am fost multă vreme sponsorul principal al Asociației Studenților în Drept ELSA, am avut posibilitatea să interacționez cu studenți din țară și din întreaga lume care au venit în practică la biroul meu de consultanță la vremea respectivă. Spune în felul următor, cu limite de rigoare și cu nuanțele pe care este posibil să le uiți sau să nu le stăpânesc. S-au petrecut mari transformări în sistemul juridic românesc. S-au petrecut și s-au făcut pași înainte. Și surprinzător, probabil, pentru tine sau pentru telespectator, voi spune, deși sunt mulți tineri în justiție și consider că nu de puține ori aduc cu ei o calitate intrinsecă. Aș putea să spun că în justiție activează la ora actuală o anumită generație de ruptură în termeni sociologici, o anumită generație care, volitiv, conștient, mai hotărât ca și altă dată,
dorește să schimbe paradigmele sau cel puțin prejudecățile instituite de societate și cred că fac în general o treabă bună. Și care sunt dispuși să riște mult mai mult decât seniorii. Nu? Deci, unii dintre ei, da, o bună parte dintre risc pe, în sensul bun al cuvântului. Da, pentru că o parte suficient de consistentă riscă să devină, sau nu riscă, deja dovedește că se transformă în niște complici de dragul carierei. Uh-huh. Și există o parte alterată în justiție, există o parte alterată, un tip de carieră suspectă, astfel încât, fără să intru în detalii și mărturisesc că nu spun tot, ajungi la 30 de ani judecător la curtea de apel. Așa, după o ascensiune fulminantă de 6 luni. Da. Și știu oamenii care sunt în sistem de ce spun lucrurile respective. Deci există în continuare aceste elemente de complicitate, dar per ansamblu s-au produs multe transformări sănătoase în sistemul juridic românesc. Și acum, referindu-mă la oameni, și nu toți tine care a intrat trebuie suspicionați de lipsă de maturitate, deși fără îndoială aceasta există. Adică, nu există scurtături pentru experiență. Nu, cum a zice eu, știi, la 21 de ani, fără copii, să zic, domnule, e frumos să ai copii. Zic, o să zic, da, probabil la un moment dat, dar e altceva când îi ștergi la fund, când îi crești, când îi vezi frământările și așa mai departe. Și asta este important. Nu trebuie să o privim cu titlul de defect. Așa e viața, au verificat-o și alții. Nu întâmplător în țările Europei Occidentale sau în țările dezvoltate, nu poți să ajungi magistrat decât peste vreo 40 de ani, după ce ai 40-45 de ani. Are logică, are rațiune. Uh-huh. Nu trebuie să forțăm. Din punctul ăsta de vedere este adevărat, să zicem, o atenuantă a istoriei recente a sistemului românesc este și datorită faptului că se dorea ruperea cu anumite vremuri, cu anumite mentalitate care a existat. E ceva ce în economie, spre exemplu, sau în România a însemnat integrarea în Uniunea Europeană. Că dacă era să stea după noi să ne trezim reforme care ce le facem, nu știu dacă astăzi făceam un sfert din ele. Așa a venit o presiunea pe noi, noi am copiat legi, am făcut varză, așa, dar ceva s-a întâmplat. Deci diagnoza ta pe ansamblu este că sistemul justiției românești se însănătoșește. Da. Dincolo de ceea ce transpare din ziare. O întrebare legată de asta. Mărturisesc că aici am un handicap. Am fost păstor pentru 20 de ani și când văd orice persoană, indiferent dacă mi-ar fi simpatică sau nu, când o văd încătușată, fără un verdict încă și plimbată prin fața camerelor TV, fotografiată în ziare, cu cătușii pe mâini, într-un mod spectacular, creind un show din chestia asta, am strângeri de inimă. Inima de creștin îmi spune milă, compasiune pentru cel aflat în situații de inferioritate. Nu te bucura de necazul celuilor. Cum se vede, mai ales din perspectiva celor care sunt candidați la actul de justiție ca vinovați potențiali, încă nu-i demonstrat să fie încătușat, pentru că vorbim aici în fața camerelor, vorbim în televiziune, vorbim despre ziare. Imaginea unui om care a funcționat în spațiu public, odată încătușat, este afectat într-un mod dramatic pe probabil ani de zile sau pentru restul vieții, odată ce a purtat cătușile o singură zi în fața ziarelor, în fața televiziunii. Cum vezi din perspectiva unui actor al actului de justiție acest lucru? Am să folosesc filtre diferite tocmai ca să-mi explic și în speranța să pot fi de folos ascultătorilor noștri. Ca fost procuror, pot să înțeleg, dacă vreți dumneavoastră, temeiul și background-ul psihologic al unui asemenea tip de comportament. Și asta numai pentru că, vedeți dumneavoastră, justiția are de-a face și dreptul cu o chestie care nu se scrie, cu un sentiment, cu o inducție. Și acest lucru, ca și fost procuror pe anchete penale, îl știm odată în plus. Să transmiți o anumită stare. Să arăți la cine este autoritatea, să arăți de ce te temi și ceea ce poți să pățești dacă nu respecti norma. Din acest punct de vedere există această, dacă vreți dumneavoastră, justificare în psihologia de lucru. Dacă schimbi perspectiva și aduci din punctul de vedere al prezumției de nevinovăție și acelui om care astăzi poartă cătușe, s-ar putea ca mâine să fie afectat. Sunt de acord cu tine că există o remanență de imagine care probabil nu îi se va șterge toată viața, pentru că odrasla lui va spune: tata a fost cu cătușe odată, că așa a fost, chiar dacă acela a fost nevinovat. Da. Și o să-mi spună 6 luni sau 2 ani colegi la școală: măi, tai că tot ce e, pușcărea sau ce a făcut, odată și odată în cap. Sigur, cătușile apar pe prima pagină, verdictul de nevinovăție apare pe ultima pagină ziarilor. Și
nu de puțini ori, chiar și acum spuneam că sistemul de justiție se reformează și face pași înainte, dar există complicități mascate de genul hai să facem acest tip de spectacol ca cineva să încaseze punche și probabil grade, acum sigur formez grade profesionale în sensul ăsta și laude, cumpărându-se. Pe de altă parte, ține și de istoria societății românești și probabil nu numai, dar cel puțin a societății românești cu mentalul actual, în care arată că oamenii reacționează de regulă la frică. Eu nu spun că e bine sau rău. Aici ar fi proces. Cercetați-vă fiecare pe sine și reacționează la frică și atunci apare acest tremur social care ne face, din păcate, să mergem din zone. Ba mai, cum să spun eu, mai disciplinați decât cel disciplinat, ba dezastru, da. Dezordine. Suflăm și neauri când suflăm și neauri. Ei, pe de altă parte, de punct de vedere creștin, acum când văd creștinește, în momentul în care văd un om încătușat, mă încearcă cel puțin următoarele trei. Și mă duc aminte de cuvântul Domnului. Nu mă bucur de necazul nimănui. S-ar putea să fie dușman, s-ar fi... Nu mă bucur. În același timp mă duc aminte de predicile în care auzi consecința faptelor tale. Consecințele. Și vreau să vă spun din experiența mea de viață, de regulă, niciodată nu ajungi acolo întâmplător. Și asta nu spun doar din punct de vedere creștin. Sistemele, oricâte teorii ale conspirației, nu se leagă de tine dacă nu-i fum fără foc, da, cu alte cuvinte. Deci până să ajungi în cătușe, există, din perspectiva ta ca procuror, poți confirma, că există niște pași care au fost făcuți cu mare profesionalism până ajunge o persoană în situația respectivă. Și eu spun mai brutal, dacă îți vezi de treaba ta cu frică de Domnul, n-are de ce să-ți fie frică. Și credeți-mă, putem să fim mulțumitor cu toate plusurile și minusurile că trăim într-o societate care dă semne sănătoase din sănătoșire, ca să zic. Mai există o perspectivă pe care aș aduce din spatele sticlei, ca telespectator. Da. Uneori când vezi aceste lucruri, mărturisesc și pe mine m-a ispitit sentimentul și cred că este un sentiment legitim. Să judeci. Nu numai să judeci, dar este și ceva pozitiv, este catarsisul. Deci cred că și acest lucru trebuie avut în vedere. Tragediile grecești aveau tocmai ca obiectiv să creeze catarsisul ascultătorului. Cel nelegiuit trebuie să o pățească cumva și era un mod de corectură socială, prin teatru, prin tragedie. Probabil show-ul mediatic are și el rolul lui dacă este bine ținut în frâie. O ultimă întrebare. Da. Dacă ar trebui să vorbești unui tânăr sau unei tinere, a fost o modă, acum este deja în stingere. Da. Unui tânăr sau unei tinere care acum vrea să decidă să urmeze o carieră în justiție, este creștin dedicat, este membru a unei biserici evanghelice, dorește să-L slujească pe Domnul întru totul în adevăr, simte că are aplecare spre fenomenul de justiție și ar vrea să urmeze o carieră în acest domeniu. Procuror, avocat, judecător. Din perspectiva ta, după 20 și ceva de ani de la experiența ta, ce le-ai sfătui acum fiind creștin dedicat, activ, practicant? Dacă a stabilit că este un dar al Domnului în a se apleca și în a participa la actul de justiție lumească, ca să zic, ea spune să se pregătească pentru o muncă foarte, foarte, foarte grea. Profesia de magistrat, judecător sau procuror este o profesie foarte grea dacă o faci serios. Foarte grea. Oamenii se miră pentru salariile pe care le primesc sau o invidiază sau pentru pensiile pe care le primesc judecătorii sau procurorii. Dacă o faci serios, este foarte grea. Gândiți-vă încărcături de 10 de dosare pe lună, fiecare cu specificul său, mii de pagini, nu toate ce sunt construite onest, ci toate sunt construite strategic de către avocați, de către participanți la actul de justiție, șmecheri, experți în falsuri sau în tot felul de deturnări strategice și toate chestiile astea te consumă, te mănâncă până interior dacă ești un tip responsabil. Dacă nu, poți să le privești, cum să spun eu, să le pui niște matrice scurte și să dai niște verdicte. Și unii fac așa și statistic reușesc să se pensioneze. Dacă o faci în schimb cu inimă și cu frică de Domnul, actul este o dată în plus greu. Când știi că de semnătura ta sau de hotărârea ta contează soarta unui om. Contează soarta a unei familii, contează soarta unei comunități, a unei organizații, fără îndoială. Sau contează, dacă vrei, echilibru psihic a unor generații, cum au fost procesele de reconstituire a drepturilor de proprietate și așa mai departe. Și este foarte, foarte grea. Drag prieten, timpul nostru s-a apropiat de sfârșit.
Îți mulțumesc foarte mult și se vede că nu va fi ultima noastră întâlnire. Subiecte din justiție vor tot fi în ziare și poziționându-ne între scriptură și ziar, va trebui să încercăm să dăm răspunsuri cu mintea transformată de cuvânt și să ne reflectăm la realitatea care ne înconjoară. Dragi telespectatori, vă mulțumim pentru atenția dumneavoastră. Vă rog la adresa indicată pe burtieră să scrieți întrebările dumneavoastră, frământările dumneavoastră legate inclusiv de acest aspect, de actul de justiție din România. Am aflat câteva lucruri importante astăzi și anume, teme-te de Dumnezeu și nu va trebui să te temi de oameni. Lasă-te pe mâna dreptului judecător și nu va trebui să ai teamă de judecătorii pământești. Vă mulțumim încă o dată pentru atenția dumneavoastră și pentru tot sprijinul dat Credo TV.